Și pentru că este noul an și așa cum se obișnuiește la început de an să vorbim despre rezoluții, obiective și tot felul de lucruri, m-am gândit să ne luăm un ceai, o cafea, ceva și să povestim un pic mai pe larg despre aceste obiceiuri cumva moderne pe care și le-a făcut omul, pentru că până la urma urmei este un obicei modern acesta de a-ți face obiective, de a-ți face o listă cu obiective la începutul anului, ceea ce nu este rău, însă cred că dacă mă urmăriți de ceva timp, știți deja părerea mea despre treaba asta, și anume că nu trebuie să aștepți să vină anul nou, nu trebuie să aștepți 1 ianuarie ca să-ți faci obiective, o listă cu obiective sau o listă de rezoluții. Nu trebuie să aștepți, nu știu, o anumită dată, nu trebuie să aștepți luni. Nu trebuie să aștepți lunea. Nu poți să începi în septembrie pe 15 sau în septembrie pe 3 sau în septembrie marțea, pentru că pur și simplu atunci ți-a venit și ți-a tunat. Prin urmare, înainte de orice, aș vrea să plecăm de la ideea asta că nu trebuie să aștepți neapărat o zi anume sau un moment anume pentru a-ți face niște obiective sau pentru a-ți pune viața în ordine, însă este un moment foarte bun, adică dacă asta ție îți dă un boost așa de încredere în tine sau îți dă un boost de motivație să te apuci de lucruri, faptul că începe un an nou e perfect ok, adică putem să le folosim. Putem să ne folosim de trucurile astea dacă ne ajută, da? Dar asta nu înseamnă că sunt obligatorii din punctul meu de vedere. Și vreau să vorbim puțin despre rezoluții astăzi și despre obiective, în ideea în care cum ar fi indicat să ne facem aceste liste de obiective. Pentru că de-a lungul timpului și eu am picat în capcana asta și hai să-mi fac și să trec lucrurile acolo și până la urmă mi-am dat seama că sunt lucruri care funcționează, sunt lucruri pe care nu le făceam bine și în timp am învățat anumite lucruri și încă învăț, bineînțeles, dar sunt niște pași cheie din punctul meu de vedere pe care trebuie să-i faci, în momentul, mai ales în momentul în care nu ești cel mai organizat om din lume sau mai ales când nu ești un om care să își urmărească foarte clar toate activitățile de pe un an, adică nu are grijă ca toate acțiunile pe care le face pe parcursul unui an să fie în concordanță cu rezoluțiile pe care și le-a făcut. Da? Pentru că o să ajungi așa acolo. Și primul lucru pe care aș vrea să-l faceți după ce luați o foaie și un pix este să vă gândiți la ce rezoluții sau ce obiective ați avut în 2020. Gândiți-vă la lucrurile pe care ați avut în minte să le faceți, le-ați avut în plan la începutul anului trecut și pe care le aveați așa în minte ca fiind must, trebuie să fac chestia aia. Da? Poate că aveți listă deja de obiective de anul trecut, perfect, dacă o aveți vă uitați pe ea, dacă nu faceți-o acum. Și o să pară puțin contradictoriu, cum adică încep cu obiectivele de anul trecut? Da, pentru că aici este o mare problemă pe care o au mulți oameni și în general dacă vă uitați la toate speech-urile astea de self-help și la toți coachii ăștia cu care te ajută pe tine să spui obiective și nu știu ce, te pune să te uiți la... să-ți faci obiective de acum, de parcă din punctul ăsta, de parcă până tot ce s-a întâmplat până în punctul ăsta este zero barat, da? Și eu cred că înainte de a pleca mai departe, trebuie să ne uităm și în urmă, să vedem cam ce greșele am făcut, ce lecții am învățat și e bine să le luăm cu noi când mergem mai departe, dar nu să fie radical și să spunem că gata, ce a fost până în punctul ăsta nu mai contează, de aici încolo începe viața mea. Da, ok, poate să înceapă viața de aici încolo fără nicio problemă, însă la fel de bine trebuie să luăm și lecțiile pe care le-am învățat în trecut. Și cred că primul pas ar fi ăsta, așa nume, să te uiți la ce listă de obiective sau ce ți-ai dorit tu pur și simplu. Poate că n-ai avut o listă de obiective, poate că nu ți-ai propus, nu știu, marea și sarea, poate nu ți-ai imaginat niște lucruri, dar te-ai gândit cumva, ți-au trecut prin minte, băi, mi-ar place ca anul ăsta să fac asta, mi-ar plăcea ca anul ăsta să fac asta, sau mi-ar plăcea să fac nu știu ce, sau aș vrea ceva, un material, să spunem, da? Treceți toate pe lista aia, da? Faceți o coloană acolo cu 2021 și dorințele pe 2021. Apoi, pasul următor este ca din lista aia să iei acele lucruri pe care le-ai realizat. Să le subliniezi, să le evidențiezi, adică să
nu știu, să ne încercuiești, să te uiți pe lista aia și să-ți dai seama ce ai realizat din acele obiective. Poate n-ai realizat nimic, poate le-ai realizat pe toate, caz în care ai toate felicitările mele și toată admirația mea, sau poate ai realizat un singur lucru, sau poate 3 sau 5 din toată lista aia, nu contează, important este să le pui acolo, să le evidențiezi ca să știi că le-ai realizat. Și ăsta este un prag și psihologic, dacă vreți să știți, în sensul că în momentul în care te uiți la o listă de dorințe și poate mental nu-ți dai seama, dar când te uiți fizic și vezi că totuși din lista aia de 20 de lucruri pe care le-ai trecut acolo, totuși sunt 2-3 pe care le-ai subliniat și pe care le-ai realizat, tot îți oferă un confort psihic. Mai facem o listă de obiective și este lista de obiective pe anul curent, și anume pe 2022. Mai facem încă o listă de obiective, astea o să-i spunem lista B, da? Și prima listă, cea de pe 2021, o numim lista A și lista B, da? Avem două liste pentru că e foarte important. Bun, facem a doua listă cu obiectivele pe anul 2022. Cu ce ne propunem noi? Vacanțe, prieteni, familie, orice, pe toate planurile. Ideal ar fi să le gândiți obiectivele astea pe toate planurile pentru că, așa cum v-am spus, atunci când te dezvolți prea mult pe un plan și rămâi în urmă pe alt plan, încep să apară niște discrepanțe și niște probleme și, de fapt, te simți neîmplinit oricât de bine ți-ar merge pe un anumit plan, dacă restul planurilor nu sunt și ele, cumva, cât de cât aproape de planul ăla principal, da, nu o să te bucuri de nimic. Și atunci e bine să ai obiective pe toate planurile, și sentimental, și pe familie, și pe casă, și pe serviciu, și pe nu știu ce vreți voi, cum vreți voi să vă împărțiți planurile astea. Și faceți lista asta de obiective fără să țineți cont de lista A, da? Deci facem lista B fără să ținem cont de absolut nimic ce scrie pe lista B. Nu contează, nu ne interesează, deocamdată nu ne uităm la lista B, da? Ne-am uitat până acum, nu ne interesează în momentul de față, ci aruncați pur și simplu niște obiective. Și încă o paranteză pe care aș vrea să o fac aici legată de listele astea este că, în special pentru asta cu obiectivele pe 2022, nu trebuie să vă gândiți la lista asta ca fiind ceva ce trebuie să faceți acum, în secunda asta. Trebuie să trec 50 de obiective acum, în secunda asta, pe listă. Nu! Vă puteți lua timp, adică puteți să vă gândiți, puteți să analizați lucrurile, puteți să... Și constat că cu cât avansezi în viață mai mult și cu cât treci prin mai multe experiențe, în momentul în care îți propui un anumit obiectiv, stai și îl rumeci pe românește mai mult. Prin urmare, dacă o lista asta de obiective vă ia 3, 4, 5 zile, o săptămână, nu este nicio problemă, adică este perfect ok și perfect normal chiar să stai să faci lista asta de obiective gândindu-te la ea, că e foarte simplu așa să arunci niște vise din astea tâmpite, de, nu știu, vreau să zbor, vreau să ajung pe lună, ok, bine. Ție e foarte plăcut să arunci chestia asta, dar este una să-ți faci un obiectiv și este una să-ți arunci doar vise așa pe care este foarte greu să le atingi în momentul de față, da? Obiectivele în general fac parte din visele noastre sau din visurile noastre sau din așa, din ce ne-am dorit noi să facem, dar nu sunt întotdeauna 100% acele visuri, da? Obiectivele s-ar putea să fie să-mi schimb jobul, da? Pentru că nu sunt ok cu jobul actual și pentru că vreau să câștig mai mult, dar visul meu de fapt este să fiu antreprenor și să fiu self-employed, da? Ceea ce este un pic diferit de momentul actual, dar momentul actual, situația actuală, mie îmi cere doar să-mi schimb jobul, nu-mi permite să fiu propriul meu angajat. Nu-mi permite să fiu propriu angajat și să fiu antreprenor, da? Deci, încercați puțin să diferențiați între vise și obiective, să faceți o mică diferență, că este o diferență între ele și e simplu să arunci, cum ziceam, la întâmplare tot ce-ți vine pe lista aia, dar trebuie să și gândiți puțin, pentru că de aici vine și foarte multă dezamăgire. Ah, eu am vrut să zbor pe lună în 2021 și nu s-a întâmplat, da? Păi nu s-a întâmplat, că n-ai avut cum într-un an de zile să parcurgi pașii necesari ca să ajungi pe lună. Prin urmare,
iau mai ușor. Cum aș vrea să aduceți ambele liste una lângă alta și să vă uitați și să faceți o paralelă. Câte din obiectivele de pe lista A se regăsesc pe lista B? Adică câte din obiectivele de anul trecut se regăsesc în obiectivele voastre de anul ăsta? Poate sunt obiective mici, poate sunt obiective mari. Faceți așa cumva contorizațiile și încercați să vă dați seama câte din obiectivele pe care le-ați avut în anul precedent nu le-ați realizat și încă se realizează, sunt pe lista voastră, da? Sunt în continuare pe lista voastră. Este foarte important să vă dați seama. Important este să realizați câte din obiectivele din 2021 se regăsesc în lista din 2022 și să vă, cumva pentru voi, obiectivele astea să fie prioritare, pentru că dacă le-ați avut și anul trecut și poate au fost factori care v-au împiedicat să le realizați, înseamnă că trebuie să dați mai multă atenție, da? Dacă încă se regăsesc pe lista voastră de obiective, pentru că s-ar putea să fie obiective care nu se mai regăsesc, pe care le-ați avut în 2021, poate nu le-ați realizat și trecând în noul an vă dați seama că, băi, știi ce, nu mai doresc chestia aia sau nu mai vreau să merg în direcția aia. Ok, nicio problemă, da? Nu este nicio problemă, dar uitați-vă câte obiective se regăsesc în lista B și încercați cumva să le prioritizați, adică acestea să fie cumva prioritare în ochii voștri, da? După ce le aranjați așa obiectivele în pagină, încercați să le faceți prioritare pe astea, pentru că e clar că dacă și anul trecut le-ați avut și anul ăsta se regăsesc în lista de obiective, au o importanță deosebită. Poate nu sunt cele mai importante, dar sunt mult mai importante decât niște obiective noi care au intrat acum în lista voastră și iarăși ca un punct bonus ar fi să încercați să le aranjați după ce v-ați făcut lista asta de priorități, să încercați să le aranjați pe priorități. Este unul dintre cele mai grele lucruri din punctul meu de vedere. Făcând treaba asta an de an, mi se pare că este unul dintre cele mai grele lucruri pe care le poți face și anume să-ți prioritizezi obiectivele, pentru că e clar că trebuie, prioritate pentru mine înseamnă timp. Și e clar că acolo unde există prioritate, obiectivul cu cea mai mare prioritate consumă cel mai mult timp. Și cumva mă doare că trebuie să tai timp de la celelalte. Deci în mintea mea așa funcționează și mie este foarte, foarte greu, recunosc, să prioritizez obiectivele și să le pun în ordinea corectă, dar asta este un exercițiu pe care probabil în ani îl veți dezvolta și mă gândesc că și eu. Acum, de exemplu, sunt mult mai receptivă și reușesc să recunosc mult mai repede prioritatea unor obiective decât acum câțiva ani, dar asta nu înseamnă că îmi și place treaba asta. Deci, procesul ăsta, să nu vă gândiți că trebuie să fie plăcut, că nu e întotdeauna plăcut, trebuie să fie doar realist, da? Nu și plăcut. Procesul de a-ți pune obiective și de a te gândi la viitorul tău și la ce ai de făcut, nu trebuie să fie unul plăcut. Nu știu de unde senzația asta în lumea asta modernă, că totul trebuie să fie plăcut, că trebuie să-ți ofere plăcere. Nu! Trebuie să fie realist, pentru că dacă nu este realist și nu te gândești clar, mintea limpede, o iei pe arătură, visezi, treci tot felul de bălării pe foaie și la final de an îți dai seama că n-ai făcut nimic, n-ai realizat absolut nimic din aceste obiective. Și te rămâi dezamăgit și spui, păi da, dar eu nu semn nimic sau eu nu sunt important sau eu nu sunt capabil de nimic. Și de fapt nu e vorba că nu ești capabil, ci este vorba că nu ai fost suficient de realist și nu ți-ai pus prioritățile în ordine așa cum trebuie. Prin urmare, again, procesul ăsta de a îți aranja obiectivele și de a-ți propune niște obiective trebuie să fie realist, nu plăcut. Acum, aș vrea să vă mai uitați odată pe lista B de obiective. Gata, am terminat cu lista A. Gata, puteți să o aruncați, puteți să-i dați foc, faceți ce vreți cu ea. Vă uitați pe lista B și la acele obiective care se regăsesc, care sunt cumva aruncate din 2021 în 2022 și uitați-vă la ele de ce nu le-ați realizat. Este foarte important, este un proces de analiză complex. Puteți să luați fiecare obiectiv, să-l treceți separat pe foaie și să scrieți cu liniuță de ce nu l-am realizat. Taca, 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 toate motivele, fie că sunt inventate, fie că nu sunt inventate. Că noi nouă ne place să mai inventăm și motive așa, știți, care nu sunt neapărat reale, dar încercați să treceți acolo toate motivele voastre, da?
Și uitați-vă la toate motivațiile, toate motivele pentru care nu ați realizat un obiectiv. Poate pot fi obiective care nu țin de voi. Ca de exemplu pandemia. Sunt convinsă că foarte mulți oameni au avut niște obiective destul de serioase de-a lungul ultimilor 2 ani și nu s-au putut realiza din cauza pandemiei, da? Pentru că pandemia ne-a dat pur și simplu viața peste cap. Ok, ăsta este un motiv cu care nu prea poți să te pui, adică poți să găsești soluții, gen vaccin sau mai știu eu, altceva pentru a atinge obiectivul, dar nu e neapărat ceva ce poți controla. În schimb, de exemplu, dacă unul din motivele pentru care nu ți-ai realizat obiectivul a fost lenea, ăla este un motiv pe care îl poți controla, da? Adică, dacă tu ți-ai propus ca în 2021 să citești, nu știu, un număr de cărți sau un număr de pagini pe zi și n-ai făcut chestia asta, la finalul anului ți-ai dat seama că nu ți-au ieșit numărul de pagini pe care ți l-ai propus și motivul este lenea, sau statul pe Instagram, sau statul pe TikTok, atunci este un motiv pe care îl poți controla, da? Prin urmare, anul ăsta poți să controlezi situația ca să nu se mai întâmple, adică să nu ajungi ca obiectivul ăsta să se mai arunce încă o dată și pe lista din 2023, ceea ce ar fi cumplit. Motivele sunt variate pentru care nu se realizează anumite obiective. Pot fi motive, de exemplu, de finanțe, da? N-ai suficientă finanțare, n-ai suficiente finanțe pentru un anumit lucru. De exemplu, ca să-ți întemeiezi o firmă, să-ți faci o afacere. N-ai suficienți bani, ok, n-ai suficiente informații, n-ai suficient, nu știu, spațiu, n-ai lucruri de astea de ordin tehnic. Bun, perfect. Dacă astea sunt motivele, încearcă să le iei pe fiecare în parte și să vezi de unde poți realiza, adică de unde poți găsi finanțare, de unde poți găsi mai mult timp, de unde poți găsi, nu știu, resurse necesare și așa mai departe, da? Pentru că anul ăsta să nu mai fie un motiv. Și pasul 6, de fapt, ăsta ar fi, și anume să faceți o listă separată de lista de obiective. Luați fiecare obiectiv în parte și îl spargeți pe categorii. Brian Tracy și Napoleon Hill și foarte mulți alții după, inclusiv Tony Robbins și mulți alții, vorbesc despre spargerea obiectivelor în etape, adică îți iei obiectivul și mulți merg pe de la lună la lună, adică mulți merg pe trimestre, mulți merg pe perioade din an, nu știu, pe 3-4 luni, pe 6 luni, depinde, și sparg obiectivul ăla în bucăți, da? Adică și se merge în general, spargerea asta a obiectivelor în etape se face în general de la mare la mic, adică nu iei de acum din punctul în care ești, ci te gândești la punctul final, obiectivul, nu știu, îmi doresc să-mi cumpăr o casă, bun, îmi doresc să-mi cumpăr o casă, este obiectivul meu final, da? Prin urmare, ce trebuie să fac? Trebuie să am suma asta de bani. Bun, cum fac rost de suma asta de bani, da? Și spargi obiectivul ăsta de la mare la mic până la ultimul pas care trebuie să fie în prezent, în ziua în care te afli tu, astfel încât să poți realiza obiectivul ăla și să-ți fie mult mai ușor. Practic să împarți tot obiectivul în etape foarte mici și să nu cumva să te pierzi. E o tehnică, nu spun că funcționează la mine, cel puțin n-a funcționat de multe ori pentru că n-am reușit să o pun în practică întotdeauna, dar este o idee și este un mod de a gândi și este un mod de a aborda obiectivele astfel încât să le puteți realiza, da? Adică eu n-am reușit din cauza multor lucruri și a mea și a altor contexte exterioare, n-am reușit să fac chestia asta, să duc la final tot procesul ăsta de a sparge obiectivele în etape, dar este un mod de a vedea și pentru cei mai mulți oameni asta funcționează, să împarți acel obiectiv în bucățele mai mici și să lucrezi la fiecare bucățică în parte și per total când te uiți la final de an să vezi că ai realizat obiectivul. O altă metodă ar fi la fel să încerci să te gândești de ce resurse ai nevoie. Deci cumva eu către asta tind mai degrabă, să pui obiectivul pe foaie și pui acolo fiecare lucru de care ai nevoie. Nu știu, vreau să fac, am o vacanță undeva într-o zonă exotică, să spunem, în Republica Dominicană, habar n-am. Deci am nevoie bilete de avion care costă atâta, cazare care mă costă atâta,
aparatură sau mai știu eu ce prostii care trebuie pe care trebuie să le am acolo. Și după aceea iau fiecare etapă din asta și mă gândesc că trebuie să strâng bani, trebuie să fac mai multe lucruri, da? Adică încerc să gândesc pentru fiecare lucru o acțiune. Aici depinde foarte mult de personalitatea voastră, de timpul vostru, de situația voastră, adică nu cred că există un secret anume, ci trebuie să vă uitați la ce vreți voi să faceți și la lucrurile pe care vreți să le obțineți și la stilul vostru de viață, că e foarte ușor să vii să spui asta e rețeta, gen cum era aia cu spargerea obiectivelor, dar nu funcționează întotdeauna, nu funcționează pentru toată lumea. Și atunci trebuie să găsiți voi metoda care funcționează cel mai bine pentru voi. Și următorul un punct, l-am mai menționat, dar este important, și anume să fii îndrăzneți cu obiectivele tale, dar în același timp să fii realist, da? Adică mai ales în momentul în care ai început să te obișnuiești să spui obiective, e bine să le pui un pic mai mari, să le pui din ce în ce mai mari, să te scoată puțin din zona de confort, dar, cum ziceam, trebuie să fie realiste, că poate vrei să fii miliardar, dar nu toată lumea reușește să fie miliardar peste noapte, da? Poate ăsta ar trebui să fie obiectivul tău pe 5, pe 10 ani, da? Dacă vrei să fii neapărat miliardar și să lucrezi, să le lucrezi sistematic în următorii ani pentru treaba asta, dar să fii miliardar în condițiile în care azi ești lefter în mai puțin de un an de zile, este destul de greu în lumea noastră, da? Adică trebuie să fii puțin realist și de-aia zic, obiectivele astea trebuie plasate și trebuie făcute cu realism, nu cu plăcere, cu vai, hai să visăm, vai, visăm la făt frumos și nu știu ce. Da, ok, ne place să visăm, dar trebuie să fim și realiști, pentru că dacă nu ești realist, nu ajungi decât să fii dezamăgit la finalul anului și, cum ziceam, o să ajungi să-ți pierzi încrederea în tine, o să ajungi să te simți rău, o să zici, a, păi da, eu nu sunt bun de nimic, că eu n-am realizat, uite, am avut 5 obiective pe anul ăsta și nu le-am realizat. E foarte ușor să cazi în capcana asta, da? Sunt situații în care lucrurile astea depind mult de tine, iar aici stabilirea unor obiective realiste depinde de tine. Un alt punct ar fi să-ți faci un plan de atac și planul de atac este în strânsă legătură cu lista aia pe care ai făcut-o pentru fiecare obiectiv în parte mai devreme. Da? Adică dacă ți-ai dat seama de ce ai nevoie pentru sau de ce nu ai realizat un obiectiv în anul anterior, este foarte ușor să-ți faci un plan de atac, da? Mai ales dacă ai avut un obiectiv anul trecut și se regăsește și în lista ta de anul ăsta și ai stat și ai analizat de ce nu l-ai realizat, este foarte ușor să faci un plan de atac și, pentru că știi ce să corectezi, știi unde să nu mai calci strâmb, știi unde să nu mai greșești, da? Așa și cu obiectivele noi, să spunem, da? Dacă îți dai seama de ce ai nevoie, da? De ce-ți trebuie, cum spun când dădeam exemplu cu afacerea, da? Ai nevoie de un spațiu de lucru, de să-ți înființezi firma, să îți iei nu știu ce utilaje, să iei nu știu ce și nu știu, materiale și așa mai departe, să angajezi. Da? Este foarte ușor să-ți faci planul de atac, tot așa, plecând de la mare la mic. Încă un aspect, încă un lucru pe care l-am învățat de-a lungul timpului este că dacă lista aia de obiective ți se pare prea copleșitoare, ți se pare, te uiți la ea și te apucă palpitațiile, ia-o încet. Ia-o pe rând, ia-o ușor, da? Uită-te la unul din obiective, că de-aia am zis e importantă prioritizarea. Uită-te la unul din obiective și din lista aia de mare, mare de obiective, ia unul, da? Unul singur. Uită-te numai la ăla și ia-l doar pe ăla și concentrează-te pe ăla cât se poate, da? Pentru că iarăși ni se induce ideea asta că noi trebuie să lucrăm la foarte multe lucruri deodată și trebuie să facem foarte multe lucruri deodată și nu știu ce. Dar în momentul în care ai, nu știu, oameni care lucrează pentru tine și când jonglezi deja pe multe planuri, e foarte simplu să vorbești așa, dar în momentul în care pleci de jos și mai ales când nu ai neapărat disciplina asta de a realizării obiectivelor, de a îndeplinirii obiectivelor, este foarte greu să lucrezi pe 3-4 planuri, da? La 3-4 obiective diferite. Este foarte greu să-ți menții concentrarea
pe 4 planuri. Dintr-o listă de 20 de obiective, la finalul anului, dacă ai realizat 5, dar le-ai realizat cum trebuie, eu zic că sunteți mai mult decât câștigați, da? Deci nu vă mai gândiți că trebuie să faceți totul, că totul. Pentru că asta e lumea modernă și asta e lumea în care trăim. Deci să dă impresia că trebuie să fim cei mai buni, să fim excepționali în toate domeniile, să facem totul deodată, să fim peste tot constant. Ceea ce e aiurea și o nebunie și nu se poate așa ceva, da? Concentrați-vă pe unul din obiectivele voastre, uitați-vă la ele, uitați-vă care este cel mai important obiectiv la ora actuală pentru voi, pentru situația voastră, pentru starea voastră și așa mai departe. Analizați bine fiecare obiectiv în parte și luați-l pe ăla care e cel mai important și ocupați-vă de ăla și uitați-vă la etape și uitați-vă dacă între timp se întâmplă cumva să mai aveți timp, răbdare, nervi și dispoziție și pentru alt obiectiv, ok, dacă nu, duceți-l pe ăla la capăt. Iarăși, din 3 obiective, nu din 20, din 3 obiective, dacă realizezi unul pe an, dar știi că l-ai făcut și ăla a fost cel mai important pentru tine, eu consider că ești câștigat, da? Nu trebuie neapărat să cădem în capcana asta, mamă, trebuie să fac tot. Trebuie să fac, știți cum sunt aia, până la 25 de ani trebuie să am și casă și afaceri și copil și mașină și să fiu însurat și să mă duc să mă plimb în toată lumea și nu. E o nebunie, e o prostie. Și de-aia oamenii ajung să fie deprimați și cumva societatea asta îți induce ideea asta că trebuie să faci totul. Știți că există și o teorie a conspirației, nevrând să intru neapărat în subiectul ăsta, dar e o teorie a conspirației care zice că ți se induce ideea asta că trebuie să faci totul ca să devii foarte frustrat și să consumi ulterior, știți, să cheltui foarte mult. Adică gândiți-vă și la aspectul ăsta, că nu trebuie să fiți peste tot, nu trebuie să fiți cei mai buni în toate. Nu trebuie să realizați absolut totul din prima, da? Luați-o încet, luați-o pe rând, luați-o pas cu pas. Mai bine niște pași bine făcuți, lenți, decât alergat așa, aprost, degeaba și la final nu te alegi cu nimic. Și al 10-lea tips pe care îl am eu este să nu uiți să revii ocazional la lista ta de obiective. Fie că o faci săptămânal, fie că o faci odată la, nu știu, 2 luni, fie că o faci după fiecare etapă pe care ai parcurs-o, după fiecare mini-obiectiv pe care ți l-ai îndeplinit, ca să-l ștergi de pe listă, revin-o la listă, pentru că este foarte simplu să faci o listă la începutul anului, să o vâri undeva într-o agendă sau într-un sertar și să-ți dai seama la jumătatea anului următor că, știi, eu aveam o listă de obiective. Da, e cel mai simplu așa, da? Dar trebuie să revii la lista aia, să te uiți, pentru că odată îți menține motivația, mai ales în momentul în care ți-ai împărțit fiecare obiectiv în bucățele și în planuri micuțe, îți revine motivația și, în al doilea rând, cumva te menții pe linia de plutire, știi, ai un plan de atac. E ca atunci când construiești o casă, după proiect, nu când se creăm, construiește la mine la țară, când ai o casă și o construiești după proiect și efectiv pentru fiecare etapă urmărești acel proiect. Așa este și lista asta cu obiective, da? Și așa te impulsionează și pe tine să mergi mai departe și te ții cumva de treabă și îți dai seama că ai dat tot ce e mai bun de la tine în anul respectiv. Cam asta a fost pentru clipul ăsta despre rezoluții și obiective și aș vrea să-mi spuneți și voi dacă în general vă faceți liste de obiective, fie că le faceți la începutul anului, fie că le faceți pe parcursul anului, fie că le faceți la început de lună. Știu oameni care își fac obiective doar la început de lună, adică ei nu se uită mai departe. Nu e nicio problemă, fiecare cum se simte bine. Și dacă aveți alte trucuri, puteți să le lăsați în comentarii că ne ajută. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Vă pup și ne vedem în următorul clip.